Accidentul rutier s-a produs în după-amiaza zilei de marți, 17 septembrie, pe E85, la intersecția cu drumul județean care face legătura cu localitatea Pătrăuți. Momentul impactului dintre mașină și autobuz a fost surprins de o cameră de supraveghere. În imagini se poate observa că atunci când a pătruns de pe drumul secundar pe cel principal, șoferul autoturismului nu i-a acordat prioritatea autobuzului. Este vorba despre o femeie în vârstă de 34 de ani, mama a doi copii în vârstă de 4 și 7 ani. Micuții erau în mașină în momentul producerii accidentului. În urma impactului, femeia a ajuns la spital cu răni foarte grave, iar cei doi copii ai săi au scăpat cu leziuni mai ușoare. Minorii nu erau în scaune speciale și nici nu purtau centuri de siguranță. La fața locului au intervenit lucrătorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență și cei ai Inspectoratului Județean de Poliție. Din primele verificări efectuate de către polițiștii rutieri din cadrul biroului rutier Poliția Municipiului Suceava, s-a stabilit faptul că o femeie de 34 de ani din localitatea Pătrăuți a circulat pe drumul județean 208V din localitatea Pătrăuți, iar în momentul în care a încercat să pătrundă pe drumul principal, respectiv DN2 E85, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autobuz condus din direcția Suceava către Dărmănești, drept către un bărbat în vârstă de 55 de ani din orașul Siret. În urma coliziunii dintre cele două vehicule a rezultat vătămarea corporală gravă a conducătorului auto de 34 de ani, dar și vătămarea corporală a doi minori din mașina condusă de către aceasta, respectiv un băiat în vârstă de 7 ani și o fetiță în vârstă de 4 ani. Toate persoanele au fost conduse la unitate medicală pentru acordare de îngrijiri de specialitate. Șoferul autobuzului a fost testat cu aparatul etilotest și rezultatul a ieșit negativ. Șoferița nu a fost testată la fața locului din cauza leziunilor. I-au fost însă recoltate probe de sânge la unitatea de primire a urgențelor din cadrul Spitalului Clinic Județean Suceava, acolo unde a fost transportată de salvatori. Femeia a rămas internată în secția de terapie intensivă, iar copiii săi au fost externați.